să rămână. Sem că sunt încă sănătoasă, m-a pupat doar pe mine în cască, n-ai văzut. Am zis să nu vă iau foarte mult din timpul pupicii. Ce faci, Natalia? Noi numai despre dragoste am vorbit astăzi, așa că dacă vrei să continuăm în sensul ăsta... Ce facem noi fără dragoste? Cum trăim fără ea? Că dragostea e peste tot, dragostea e în noi, în muzica pe care o facem artiștii, în mai dăruire, în aproapele nostru, în aproapele nostru, în natură, în casa noastră. Exact. Florin, ajută-mă. Că pat câmbii puțin. Puțin de tot. Tu ești o tipă foarte... Păi ce ați băut? Băi, noi nu. Eu nu mai cafea pe cuvânt. Nu se lasă pupat omul ăsta, știi? Așa că se poate, Natalia, dragoste cu forța? Ia uite. Ce? Întrebarea, nu. Nu se poate. Nu se poate. Nu. Dar între prieteni, nu ne mai pupăm și noi așa să ne arătăm afecțiunea? E prietenul meu de 2 ani. Pe cuvânt, dacă stă vreodată pupat. Dar nu ne mai pupăm și noi între prieteni. Pune și tu întrebări. De ce oare? Păi ia, de ce oare? De ce oare ce? Ia. Hai să le scoasem. De ce? De ce oare? Adică uite-te așa la el, de ce crezi că... Diana, ce părere ai? Sunt un băiat serios. Păi și ce, băieți serios nu... Da. Ok. Natalia este avocatul meu astăzi. Asta. Vorbiți de ale femeilor. Vorbim și de ale femeilor. Spuneam că ești o tipă foarte, foarte discretă. Cum reușești să ții totuși viața ta departe de... E, așa sunt eu, ca fel de-a fi și nu încerc să fiu altceva și altcineva. Adică păstrez totuși viața mea privată, personală, mai departe de... Da, te pupi acasă, ca asta vreau. Sunt cea mai pupăcioasă, sunt cea mai pupăcioasă. Și eu sunt pupăcioasă și omul ăsta nu mă înțelege. Ne pupăm cu toții pe pauză. Ne întoarcem imediat la prieteni, cu final. Este joi, suntem la prietenii de la 11, nu este nici Dragobetele, nici Valentine's Day, dar este joia noastră de iubire 100%. Nu știu dacă s-a transmis asta și la voi, dar sunt sigură că sunteți pregătiți să aflați și care sunt cele mai importante știri din Observator 13, aduse astăzi de Andreea Țopan. Bună ziua, Andreea, ce vedem astăzi? Bună ziua, Diana, iată ce vedeți în doar câteva minute. Un nou caz de impostură zguduie sistemul medical, de această dată la Oradea. O femeie de 39 de ani a pretins că este medic estetician, deși nu ar avea pregătirea necesară. Este teroare într-un liceu din Arad din cauza unor traficanți de droguri. Doi elevi au ajuns la spital după ce un bărbat le-a vândut substanțe interzise chiar în curtea școlii. Se schimbă buletinele românilor, vor avea dimensiunea standard a unui card bancar. De când ne vom legitima cu noile cărți de identitate, vă spun la Observator, când vă aștept și cu alte știri. Prieteni, acum înapoi la voi! Mulțumim mult, Andreea, să ai și tu o joi plină de iubire! Concert mare de anunțat, da. Ne-a zis Natalia, pe 23 februarie se întâmplă la Sala Palatului. Un concert de excepție, dragii mei, un concert pe care l-am avut în Chișinău și cu care am venit cu mare drag în București, un concert alături de orchestra Lăutarii, cu artiști excepționali, Nicolae Bodgros, maestru care este o legendă vie. Cine mai văd aici? Monica Angel, Paula Selling, Corina Chiriac, Marcel Paver, foarte da. Multe lume. Muzică, deci 23. Altfel, o să-i auziți pe lăutarii noștri altfel. O să fie muzică de mai multe genuri, o să fie muzică clasică, să vedem muzică... o bucățică din ce o să fie acolo. Chiar sunt sigură că asta ne-a adus astăzi. Da. Mulțumim mult, Natalia Barbu. Iar noi... Pa! Cu iubire!